Școala Generală din localitatea Slătioara și-a deschis astăzi porțile pentru cei 112 copii care învață aici. Și ca în orice școală care se respectă, de la deschidere nu au lipsit primarul, preotul și polițistul comunei. După o slujbă religioasă, fiecare a urat elevilor succes în noul an școlar. Cei mai emoționați au fost micuții clasei pregătitoare, dar și părinții și bunicilor. Ai emoții? Nu. Ai mai fost într-o școală adevărată? Da. Crezi că o să fie la școală mai greu decât la grădință? Mai bine decât la grădință. De ce mai bine? Pentru că o să învăț să citești și să scriu. E prima ta zi de școală, da? Da. Ai emoții? Nu. Deloc? Deloc. Ce ai visat azi noapte? Eram la școală și am intrat aici și că am primit o notă. Uite, și s-a împlinit visul. Deja ai intrat în școală și ai și banca ta, da? Cum crezi că o să fie la școală? Mai ușor ca la grădință? Mai frumos? Mai greu? Cum? Da, mai ușor. Ești puțin emoționată, nu? Da. Îți pare rău că s-a terminat grădinița? Nu. Nu? Cum crezi că o să fie la școală? Bine. Cum e prima zi de școală? Ca și mămică. Cu emoții. Da, suntem bine. Da? Da. Sunt tătic emoționat? Foarte emoționat. Prima zi de școală, parcă aș fi venit eu prima zi. Sunt cu fetița, cu soția, cu mama. A venit toată familia. Așa trebuie. Ținem, da. Vă amintiți de prima zi de școală? Nu mai mi-amintesc. Au trecut mulți ani de atunci. Dar emoțiile sunt aceleași. Nu sunt emoționată. Deloc. Nu vă amintiți de prima zi de școală? Nu aveți un gol în stomac așa că începe iar, e septembrie? Sunt mulțumită că începe școala. Emoționată, mi-a dus aminte din anii în care aduceam copiii la școală. Același sentiment, nu? Sau mai intens? Mai puternic. Da. Și grădința din Slătioara și-a primit astăzi oaspeții. Cei de la grupele mari abia așteptau să-și revadă colegii de joacă, iar pe cei mici i-au copleșit emoțiile și au plâns. Cu toții au fost încântați să o cunoască pe noua lor educatoare.